Spune cuvântul Domnului în textul de unde s-a citit, Ioan capitolul 1, versetul 29, spune cuvântul Domnului așa. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el. În seara aceasta aș vrea să se întâmple cu noi ce s-a întâmplat și cu Ioan. Să nu treacă joia seara asta, să nu vedem pe Iisus venind la noi. N-ai vrea seara aceasta să simți că vine Iisus la tine? Zice că Ioan abia a doua zi a văzut că vine Iisus la el. Eu ar vrea seara aceasta să vedem că vine Iisus la noi. Și vă spun, n-am venit aici dacă n-am ști că vine Iisus. Ce ne adună în fiecare slujbă de-a noastră, în locuri ca acestea, este prezența lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, peste mesajul care o să-l am din partea Domnului pentru sufletele noastre, aș vrea să vină prezența Domnului. Să vină și peste dumneavoastră și să vină și peste mine. Să știți că bătălia se dă deodată pentru fiecare dintre noi. Adică, vă aduceți aminte, Exod 17 spune cuvântul Domnului că trebuia să lupte Iosua cu Amalec. Și spune cuvântul Domnului că Moise nu s-a dus nici să doarmă, nici n-a pus mâinile în piept, mai vezi, de la amvon se vede bine. Mai vezi, pe cât e unul așa, Domnul, el se uită să vadă ce pescuiește. O greșeală, ceva ce poate să mai discute toată săptămâna. Moise nu s-a dus nici la lojă să vadă dacă bate Iosua sau nu. Știi ce a făcut? O mers sus pe munte, că știa că bătălia se câștigă împreună sau se pierde împreună. Știți că unele biserici, le-am zis la unii, când îi vezi plictisiți la adunare, mai la câte o seară de evangelizare, i-am zis, fraților, tu crezi că dai, chemi un predicator, nu știu, îi dai 100 de lei, 2, indiferent cât i-ai da. Și tu crezi că el să-ți rezolvă toată problema. Tu crezi că ăia 200 de lei au rezolvat toată problema din seara. Tu stai liniștit ca frate, ca soră, cu mâinile în sân și tu n-ai nimic de luptat. Tu n-ai nimic de făcut. Tu vrei să vezi ca la urmă să zici, bă, în seara asta nu mi-a plăcut. A fost plictisitor predicatul. A fost plictisitor cântărețul. Știi cum se câștigă lupta? Dacă dumneata le stai cu mâinile ridicate spre Dumnezeu, dacă în seara asta te hotărăști să intri în luptă, o să avem și noi izbândă în locul acesta. Despărțiți unii de alții, nu putem face. Așa cum despărțiți unii oameni de Dumnezeu nu pot face nimic, așa și noi, ca să ducem războiul acesta spiritual. Că noi nu venim nici la spectacol, nu venim în serca acestea, nici să avem unde pleca de acasă, ci noi în serca acestea venim ca să luptăm împotriva celui rău, să prindem puteri ca să luptăm, să avem biruință. Și Domnul să dea biruință în seara aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Toți avem așteptări în viață. A intrat poate în 2020 sau vorba memorabilă 2020, a intrat în anul acesta cu așteptări mari, poate te-ai așteptat să ningă, te-ai așteptat să fie cheltuielile mai mici la asociație, nu știu ce așteptări ai. Toți avem așteptări în viață, nu? Când mergi și te angajezi, aștepți să-ți dea cât ți-o promis. Și după aia știi, îți spune, știi, nu prea mers firma luna asta, nu pot să-ți dau numai atât. Îți dai seama că ți-au fost înșelate așteptările. Toți când am fost la școală, chiar dacă nu știai nimic să scrii pe lucrare de control, dar aveai așteptări mari, nu? Că poate profesoarul o să se îndure și o să-ți dea măcar un 9, dacă nu un 10, pe ce n-ai știut, nu? Și ai văzut că ai tot dus mobilier acasă la fiecare lucrare de control. Și noi ca părinți avem așteptări la copiii noștri. Și te aștept să fie cu minte, te aștept să fie ascultător și vorba lui Creangă, nu o să vezi copil cu minte. De fapt, pe cine să semene? Pe tine? Pe mine? Păi, adu-ți aminte cum ai fost în copilărie. Vreau să vă spun în seara aceasta, știți că și Dumnezeu are așteptări de la noi? Știți că Dumnezeu așteaptă ceva de la noi și noi venim cu lucrarea de control cu altceva? M-am gândit după ce o recitat sora. Așa a fost o stare peste noi de copleșiți am fost de poezia aceasta, încât mă gândeam, Doamne, parcă nici n-aș mai... Ce să mai pot spune după poezia aceasta? În care ne-am regăsit cu toți. În seara aceasta o să vorbim despre așteptările lui Dumnezeu. O să vă spun, nu știu, două, trei, patru... Patru nu cred că reușesc în seara asta, dar dumneavoastră o să găsiți mai multe în timp ce stați pe scaun. Știți că Dumnezeu are așteptări mari de la noi? Și venim parcă cu lucruri atâtea de mici. Tot rugăciunile alea, Doamne, suntem slabi, n-avem putere. Uitați-vă, David ajunge împărat, băiatul urmează la tron,
Solomon, un om înțelept, cel mai înțelept om care a trăit pe pământ. Uitați-vă cine urmează după Solomon. Să ai ca tată cel mai înțelept om de pe pământ. Și tu ca fiu acelui mai înțelept om de pe pământ să dezbini împărăția. Să vezi că nu-i pic de înțelepciune în tine. După ce ai avut, ai trăit o viață lângă taică tu, care a fost un exemplu, care a avut răspuns la orice problemă. Tu nu știi cu cine să te sfătui, n-ai luat exemplu nimic și parcă vezi că totul se prăbușește în urma lui Roboam. Nu vedeți că noi trăim cu un Dumnezeu puternic și avem rezultate mici? Din cauza că nu ne ridicăm la așteptările lui Dumnezeu. Și nu ne ridicăm la așteptările lui Dumnezeu, nu din cauza lui, ci din cauza noastră. Săptămâna trecută vorbeam cu cineva la telefon și spunea femeia aceasta de necazurile, problemele prin care trece și zice: Dumnezeu mi-a promis că va interveni și îmi va rezolva problema. O zis: Dumnezeu a promis că va interveni. Dar știți ce a zis femeia asta? N-am auzit de mult. Știți ce a zis? Eu nu sunt cum trebuie. Știu că eu nu sunt cum trebuie, că Dumnezeu ar interveni. Dumnezeu ar interveni și ar schimba starea de care eu am nevoie să fie schimbată. Dar zice, pentru că nu sunt cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Vorbeam la telefon și m-a buvnit plânsul. Am zis: Doamne, câți mai recunoaștem că nu ne ridicăm la înălțimea staturii la care ne ceri Tu, la care aștepți Tu să ne ridicăm. Vreau să vă spun în seara aceasta ce așteaptă Dumnezeu de la noi în vremea aceasta. Primul lucru, o să ne uităm la experiența care a avut-o Domnul Iisus și Ioan Botezătorul și o să învățăm ceva din așteptările lui Dumnezeu la viața noastră. Primul lucru, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Știți ce așteaptă? Așteaptă să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu așteaptă de la noi să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că ne-am îndrăgostit de foarte multe lucruri din lumea aceasta, dar știți parcă ce ne lipsește, dragostea cea mai mare și cea mai mare lipsă în vremea aceasta? Dragoste după cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am îndrăgostit de proroci. Știți că sunt oameni care sunt îndrăgostiți de proroci? Au 16 numere de telefon de proroci. Îs îndrăgostiți de cântăreți. Îs îndrăgostiți de predicator. Știți ce îs îndrăgostiți cel mai puțin? De cuvântul lui Dumnezeu. Toți vrem să avem ce mari slujbe, să avem mari revelații din partea lui Dumnezeu. Dar ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Soră, frate, care ai din partea lui Dumnezeu darul prorociei. Ia când te sună cineva, că de obicei stai cu telefonul până îți piuie că s-o gâta bateria. Te sună când din România, când din America, când de peste tot. Auzi, știi ce să faci? Știi cum să-i triezi? Când te sună, spune așa: auzi, frate, ai citit ceva din Biblie? Măcar 3 capitole. Păi nu, soră, că eu n-am vreme de Biblie. Eu am nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu-i da drumul la nicio descoperire. Ăștia sunt oamenii care fug după proroci, dar nu fug după cuvântul lui Dumnezeu. Știți când și-a început Ioan Botezătorul lucrarea? Nu au zis: bă, acum am făcut și 18 ani, acum am luat permisul, pot și eu să-mi încep lucrarea. Nu! Știți când? Când i-a vorbit Dumnezeu. Când i-a vorbit Dumnezeu, când Dumnezeu i-a confirmat niște lucruri, Ioan Botezătorul a intrat în lucrarea lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 33. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez, adică Dumnezeu, cel ce m-a trimis să botez cu apă, ce-a făcut? Mi-a zis. Adică Ioan Botezătorul n-a început să facă lucrarea lui Dumnezeu fără să-i vorbească Dumnezeu. Știți că avem atâția cântăreți în vremea asta, avem atâția predicatori care sunt foarte pregătiți. Domne, pregătire, n-ai ce să zici, nota 10, cum o zis Amir Țarfati. Avem spectacol în fiecare zi. Avem spectacol care în America ar fi plătit pe bani grei. Dar știți ce avem cei mai puțini? Cântăreți care înainte să vină să cânte, să aibă timp să stea înaintea lui Dumnezeu. Avem prea puțini predicatori care să mai stea înaintea lui Dumnezeu. Vă spun, prediceam, poți scoate așa, una după alta. Dar nu astea-s predicile, nu astea-s mesajele. Știi care e mesajul? Ăla care ți-l spune Dumnezeu. Ăla care ți-l transmite Dumnezeu. De predicat toți putem predica. Dar nu toți avem mesaje din partea lui Dumnezeu. Nu, avem atâția oameni care ne conduc în rugăciune, în închinare, dar nu avem timpul nostru cu Dumnezeu acasă. Avem timp să merem în Oltenia. Avem timp să facem 500 de pachete pentru Africa.
Știți ce avem cel mai puțin timp? Să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Să stăm să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Când ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu, diavolul nu ne înșală niciodată. Diavolul nu te poate înșela când stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun, nu știu cât ai citit din cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu cât ești de îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun, printre cărțile care le am acasă și cele mai multe le aduc seara, care mă interesează, mai citesc din ele. Știți care mi-e cea mai dragă? Am Biblia din copilărie. Tot din aia citesc acasă. E Biblia care e înfoiată, ai zice, domne, dă-o la o parte, pune-o undeva sus în pod. Mi-e cea mai dragă. De ce? Cu Biblia în mână, înfoiată și învechită, cu Biblia în mână am învățat să-L iubesc pe Dumnezeu. Cu Biblia aia am învățat să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să am părtășie cu Dumnezeu. Am Biblii multe acasă, dar aia mi-e cea mai dragă. Te întreb, ce iubești în lumea aceasta cel mai mult? Știți ce ar trebui să iubim cel mai tare? Să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Dar am ajuns să iubim telefonul, să iubim telecomandă cel mai tare, să iubim, așa cum spunea și poezia, să iubim eul nostru, să ne ridicăm statui ca să vadă lumea cine suntem noi. Când stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă, nu-l denigrezi pe cel de lângă tine. Când ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, n-a venit Ioan Botezătorul să zică: el a venit frumos și a zis: iată mielul lui Dumnezeu. El nu a zis: scuză-mă, dar nu te-am văzut. Știi, ar trece pe lângă, te-a observat. Nu ți s-a întâmplat, vi-i cunoscută ideea asta. Adică l-ai observat în conștiința ta înaintea lui Dumnezeu. Tu l-ai văzut, pentru că ochiul ți l-a arătat, e fratele cu tale. Dar ai zis: lăsă-l levit. Ioan Botezătorul, pentru că era ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, nu l-a evitat pe Domnul Iisus. Să zică: lasă-vă, să mai stea un pic, lasă că mai este timp. Nu, nu-l băgăm așa repede în seamă, nu. Pentru că era ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, știa că vine cineva care e mai mare ca el. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel care botează cu Duhul Sfânt. Când stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți arată persoanele de care să te lipești. Noi ne lipim tot care, nu știu, nu vedeți că noi ne tratăm. Primul lucru când ne întâlnim cu cineva, imediat îl întrebăm: cu ce te ocupi? Adică să vezi câți bani are, ce relație are, de ce? Ca să știi cum să te raportezi la el. Nu-l întreb: domnule, tu ești credincios, îl iubești pe Dumnezeu? Primul, ce meserie ai? Cu ce te ocupi? Altfel îi să spună: știi, îs în șomaj. Bine, domne, nu prea am timp de vorbă, nu? Dar când îți spune: știi cine sunt eu? Eu am descoperit luna, eu am descoperit... Imediat, altfel te raportezi la el. Nu, Ioan Botezătorul a fost ancorat și Dumnezeu nu l-a lăsat pe Ioan Botezătorul să fie înșelat. Știți că Irod putea să-l înșele pe Ioan Botezătorul? Putea să-l ducă la o masă să-i spună: auzi, te rog frumos, vino aici să mănânci cu noi. Nu. Când stăm lângă Dumnezeu, ascultați, Dumnezeu ne spune de la cine să iei cadou și de la cine să nu iei. Știți că Elisei, din pricina funcției care i-a dat-o Dumnezeu, avea menirea, el din asta trăia, mergeau oamenii și duceau diferite cadouri, dar nu primea de la oricine, numai de la care îi spunea Dumnezeu. N-ați citit de multe ori în Biblie: du-te la proroc și du-i ăsta și întreabă pentru mine. De ce? Pentru că din asta trăia Elisei. Dar vine Naaman sirianul, ăsta cu aur după el, cu argint, cu haine de schimb, și Elisei nu ia. Putea să zică: da, dă 2 kg din 7, dă din 340 de kilograme de argint, dăm jumate, 150 de kg, că oricum ăsta pleacă în Siria și nu-l mai văd niciodată. Dacă ar fi luat Elisei de la Naaman sirianul, Naaman era atât de buimăcit că nu mai înțelegea cine l-a vindecat. L-a vindecat Dumnezeu sau l-a vindecat Elisei? Nu știa cine s-a purtat așa aspru cu el, Dumnezeu sau Elisei. Știi ce a zis? Eu știu de la cine trebuie să iau cadou și eu știu de la cine trebuie să nu iau cadou. Când stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu îți descoperă lucrurile cele mai tainice. Cum să acționezi, unde să te angajezi, dar nu vedeți că noi, domnule, toate le știm, toate lucrurile le știm. Nu trebuie să acționăm fără să nu ne vorbească Dumnezeu. Nu vedeți că noi orice căutăm, dar cât mai puțin căutăm să ne vorbească Dumnezeu. Dacă sunt în spital,
Îl caut pe Dumnezeu. Dacă am o problemă imediat, știu la cine să sun. Nu. Când ești ancorat în Dumnezeu, când ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă niciodată la încurcătură. Nu pornești fără El și nu te oprești fără El. Domnul Iisus era la nunta din Cana și au venit toți pe El. Hai, fă ceva, că nu mai au vin. Știi ce a zis Domnul Iisus? Încă nu mi-a sosit ceasul. Încă nu mi-a sosit ceasul. 30 de ani au văzut Domnul Iisus nedreptățile din templu. Vedea pe Ana și Caiafa. Vedea cum băga mâna și lua banii din cutia mile. Vedea cum făceau traficul cu miei. Cum ziceau că îți bolnav și de fapt erau sănătoși și îi luau ei și vindeau la a doua mână cu preț maxim. Și știi ce face Domnul Iisus? Stă și ascultă de glasul Tatălui. O zis, Tata, nu începi, încă nu-i timpul. Știți ce a făcut 30 de ani Domnul Iisus? Deși a văzut toate nedreptățile, a văzut toată boala din poporul Israel, a văzut toată suferința și tot necazul. Știți ce a făcut? Scaune și mese. De ce? Că nu-i venise timpul. Știți ce îmi doresc? Să cunoaștem timpul lui Dumnezeu. Dar nu putem cunoaște timpul lui Dumnezeu dacă nu ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul s-a ancorat în ce a zis Dumnezeu. Samuel era să fie înșelat din cauza că s-a uitat la cei izbești ochi. Și a zis Dumnezeu către el, nu, vor veni fiii lui Isai, vor veni 7 fii. Și a zis, cred că ăsta e mare, ăsta-i... Și a zis Dumnezeu, nu te lăsa înșelat de ochi. Știți că și în vremea aceasta sunt mulți oameni înșelați de ochi? Dom'le, îmi place de ăla, nu contează cum trăiești. Mie îmi place să-l ascult. Nu contează ce au făcut. Mie îmi plac cântările lui. Mie îmi plac cântările ei. Nu mă interesează. Dumnezeu îi spune la Samuel. Samuele, nu lunge, că nu e ăsta. Și-l aduce Dumnezeu pe David. Și-a zis, cum, bă, ăsta? Și-a zis, da, pentru că scara de valori, când îți vorbește Dumnezeu, s-ar putea să fie șocant pentru tine și pentru mine. Că vedem că Dumnezeu alege ce noi n-am alege, poate. Noi n-am chemat niciodată, n-am spune că ăsta va veni după mine. Știți ce e interesant? Ioan Botezătorul n-a uitat niciodată în lucrarea lui cine a fost înaintea lui. Noi de obicei uităm, auziți ce spune? A venit cineva care este înainte de mine. Vine după mine, dar este înaintea mea. Știți ce e interesant? De obicei oamenii când ajung în anumite funcții, uită cine le-o dat mâna de ridicare. Uite cine le-a dat mâna să ajungă acolo pe dreapta. Știi ce a făcut Ioan Botezătorul? O zi zice, mă uit și văd cine a fost înaintea mea. Știți că sunt biserici, nu știți dumneavoastră, dar vă zic eu. Uitați-vă biserici din astea care se deschid, noi acum, apărute, puterne, numai de tineri. N-au nevoie de bătrâni. N-au nevoie, nici nu vrea să-l vadă pe ăla care l-a pus la poezie prima dată. Dom'le, aici la noi îi dă și un nume din ăla american, săracul fratele în vârstă, dacă vrea să meargă acolo la biserică, nici nu știe să-i pronunțe numele bisericii și mai bine nu mai mere, că nu mai știe cum e numele bisericii. Nu vedeți că am încercat, diavolul ne face să ne rupem de trecut, de trecutul spiritual, să nu mai avem legătură cu cei care poate te-au pus la o poezie, te-au pus la o cântare, ori zis, bă, tu ai chemare din partea lui Dumnezeu. Mi-a zis un frate păstor în vârstă, acum nu de mult, o zi zice, cu câțiva ani în urmă, zice, se schimbase și zice, eu m-am retras când m-am pensionat, dar zice, după ce m-am pensionat, am mers la noua conducere ca slujitor, ca păstor în vârstă și zice, le-am zis, mă băieți, mă copii, zice, erau tineri frate, le-am zis, mă uite, nu vă grăbiți în situația asta, stați un pic să județi, uite, părerea mea ar fi să mai așteptați în lucrarea aceasta. Deci s-a uitat tânărul și a zis, auzi frate, până și eu fost treaba dumneatale, de aici te rog să ne lași. Te rog să ne lași că de aici ne descurcăm noi. Cât ai fost dumneatale, ai fost dumneatale. Acum dacă avem nevoie de părerea ta, ți-o-mi cere noi părerea. Și știi ce zicea? Frate, nu i-am vrut nici să iau, eu să ieși și la pensie. Dar ziceam, s-a dovedit în ani de zile că ziceam, am avut dreptate, dar nu m-am putut pune cu ei, erau tineri. Știi ce a făcut Ioan Botezătorul? S-a uitat totdeauna și în spate. O zis, dacă astăzi sunt ridicat pentru că cineva m-a ridicat. Și știți cine ridică și în seara aceasta și în vremea aceasta? Știți cine ridică? Dumnezeu. Dumnezeu ridică prin oamenii care zice, Doamne, mi-a plăcut cum ai cântat, mai vin o duminica viitoare să mai cânți. După ce ai ajuns mare cântăreț,
Ți se pare că nu mai ai nevoie să te mai chem, nici nu mai saluzi, nici nu mai respecti. Ioan Botezătorul, pentru că era ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, n-a uitat cine l-a ridicat. Doamne, ajută-ne să nu uităm nici noi lucrul acesta și să rămânem ancorat în cuvântul Tău. Mărit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care îl așteaptă Dumnezeu de la noi în vremea aceasta, știți ce mai așteaptă? Așteaptă să fim indicatoare pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim indicatoare pentru împărăția lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, știți ce era? Un indicator pentru împărăția lui Dumnezeu. S-a ridicat Ioan Botezătorul și toți îl întrebau: cine ești? Ilie? Mesia? Ești tare, dar nu știm cine ești. Știți ce a zis Ioan Botezătorul? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Auzi, dacă l-ai fi trimis la mol să strige, dacă l-ai fi trimis la vocea Evangheliei să strige, dar știți unde striga Ioan? În pustia Iudeii. Mergea acolo în pustiu, pentru că era ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu nu-l înșală dacă îl trimite să predice în pustiu. Păi mai ușor era de predicat la Elim, că-s mulți, nu? Decât să mergi să predici în pustiu. Dar știți ce a făcut Dumnezeu pentru că Ioan Botezătorul s-a ancorat în cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu i-a scos din Ierusalim și din toată zona aceea și i-a dus la Ioan în pustie. M-am gândit, să ai atâta putere, să iasă lumea. Nu vezi că le faci programe la biserică, le aduci musafiri și parcă-i scos greu din casă. Să-i trebuie să anunți că vine cineva puternic, nu? Ca să te miște, să vii la adunare. Că acum îți mulți pe internet, n-aveau nici program, dar ei stau acasă. De ce? E greu să vii la adunare. Ioan Botezătorul nu le-a promis că îi duce la o masă. Nici măcar nu le-a zis: veniți că eu vă plătesc motorina la toți. Eu vă duc, domne, vă bag transport în comun pentru voi să vă aduc în pustia Iudeii. Știți ce a făcut Ioan Botezătorul? A început să predice ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut un indicator pentru cei din Ierusalim. Toți au ieșit, fără să invite, fără să le dea invitație. Ori fost oameni care au ieșit, spune că din împrejurimea aceea ori mers mulți oameni să asculte predicile lui Ioan Botezătorul, să asculte ceea ce vorbea Ioan Botezătorul, pentru că el era un indicator pentru împărăția lui Dumnezeu. De multe ori, în multe sate, am văzut la intrarea în sat, poate ați văzut și sigur ați văzut și dumneavoastră, vezi anumite indicatoare tot eruginite, pușcată vopseaua de pe el, nu mai înțelegi nimic, stâlpii sunt acolo, placa e acolo pusă, dar nu se mai înțelege scrisul. Știți de ce? Pentru că s-o degradat. Nu vedeți că în vremea aceasta sunt mulți care au placa de indicație că sunt copii al lui Dumnezeu, dar nu se mai vede nimic pe ei? Nu se mai vede nicio diferență. Se uită lumea la tine, se uită lumea la mine și nu mai poate citi nimic. La Ioan Botezătorul se citea că el era omul care era vocea lui Dumnezeu. Oare la lucru, la serviciul tău, la locul tău de muncă, ce zic oamenii despre tine? Ce zic oamenii despre noi? Nu vedeți că ni s-o șterg scrisul pentru 100 de euro? Doamne, ai câștigat, ai vândut o mașină, i-a zis că merge impecabil, când a ajuns cu ea acasă, i-a picat ușa. Pentru 100 de euro ți-ai șterg scrisul de pe tine. Am luat odată, am cumpărat o mașină de la cineva, nu vă zic de unde, că să nu cădeți de la credință. Și i-am zis: domnule, uite, eu fac multe drumuri, merg la adunare, îmi trebuie o mașină bună. Domne, impecabilă, domne, eu nu mai duc la service. Dacă tu zici, ne rugăm în același mod, citim în același mod în cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vreau să o mai probez. Eu vin pe cuvânt și o iau. M-am dus vreo 600 de kilometri să iau mașina. N-am mai dus-o la service. Când am ajuns acasă, s-a prins becul la ulei. Bă, când am văzut, nu, zic, o fi fost uleiul pe mine. Am băgat un litru după 800 de kilometri, iar am mai băgat un litru, că iar s-o aprins. Și am văzut că la 800 de kilometri eu băga mai mult ulei decât motorină în mașină. Și am văzut, nu, zic, omul ăsta m-a înșelat. L-am sunat: domnule, uite, când... Nu, domnule, eu nu știu, s-am dat-o bună. Domnule, dar când am ajuns acasă? Nu știu, domnule, nu știu. Vreun an de zile m-am dus așa cu ea. M-am gândit la un moment dat, ce să fac? Am zis, dacă o repar, trebuie să bag bani în ea. M-am dus la un service și am zis: domne, uite, vreau să repar motorul. O zis: domne, nu se mai merită. Nu se mai merită să repar motorul. Zice, iau-o și vind eu, că nu mai băga bani în ea. Și am zis: domne, dar cum să o vând? Scapă de ea. Domne, zic, nu pot să scap de ea. Și o zis, cum mă?
Păi zic, Doamne, eu sunt pocăit. Zic, eu dacă o vând la unul, nu îi se rezolvă problema la mașină. O duce ăla în spate problema asta. Zic, dacă eu vând, o ia și ce-i zic? Zic că mere, nu? Mașina arată bine? De obicei, ăla care arată foarte bine sunt cu foarte multe probleme. Și am zis, nu pot. Zic, eu dacă îl aduce cineva pe omul ăsta după ce ia mașina de la mine, se chinuie cineva și îl aduce la Elim, la evangelizare, îl aduce la adunare, se chinuie ani de zile cu omul ăsta să, și în sfârșit îl cedează și zice, da, Doamne, vin la voi la adunare. Și vine la noi la Elim și mă vede la amvon. Ce face omul ăla? Zic, ori vine spre mine, ori pleacă și nu-l mai văd niciodată. Și am zis, pentru ce? Pentru 200 de euro, 300, cât ai câștiga, că tot ești vechi și ruginite, cât ai câștiga? Și am zis, Doamne, atâta de tare ne înșală diavolul, pentru o mână de bani, să ne pierdem scrisul de pe noi, să ne pierdem amprenta lui Dumnezeu. Când vine lumea la tine și cumpără, când vine lumea la... Știți că Balaam a fost lăsat de Dumnezeu un indicator, vorbea cuvinte din partea lui Dumnezeu. Vorbea cuvinte din partea lui Dumnezeu și Balaam ajunge din cauza nebuniei lui, din dorința de a câștiga, să uite amprenta lui Dumnezeu. Auziți ce prorocea ăsta? Ăsta o zis, văd o stea care răsare din Iacov. Adică vorbea despre Domnul Iisus cu sute de ani înainte de nașterea lui. Și zice ce se întâmplă? Se depărtează de Dumnezeu. Își pierde scrisul. Când blăstăma, când binecuvânta. Știți că Dumnezeu începe să-i stea la Balaam împotrivă? Sunt mulți oameni în vremea aceasta care ajung să le stea Dumnezeu împotrivă și tot nu se opresc. Și la Balaam i-a stat împotrivă prin trei lucruri. Primul lucru, s-a bătut măgărița din drum. Balaam nu se oprește. Balaam nu se oprește. Măgărița se abate din drum, el nu, dă înainte, nu mă interesează să câștig. În al doilea rând, îi stă Dumnezeu împotrivă cu al doilea lucru. Are un accident în trup, îl prinde măgărița și îi lipește, îi zdrobește piciorul de zid. Știi ce zice? Nu mă interesează, eu tot înainte mă duc. Și vine Dumnezeu cu al treilea lucru, cu faliment total. Cu faliment total. Măgărița se ia și se pune jos și nu mai vrea să se ridice de acolo. Știi ce era interesant? Măgărița era mai inteligentă în momentele acelea ca Balaam. Era mai inteligentă. O înțeles că Dumnezeu îl oprea pe Balaam. Balaam nu înțelegea. Nu crezi că dacă ai anumite obstacole în viață, repetate una după alta, n-ar trebui să te oprești? Nu crezi că ar trebui să te oprești, să te gândești, Doamne, oare nu am greșit ceva în viața mea? Oare nu ai avut așteptări mari de la mine și eu sunt tot jos? Tot după lucrurile mele, tot după afacerile mele, tot după business-ul meu și am uitat de tine? De ce vrei Dumnezeu să te aducă la faliment total? De ce vrei Dumnezeu să poate să-ți prindă piciorul la ușă, să-ți prindă piciorul la zid, să-ți prindă inima undeva la zid și să n-ai scăpare? N-ai vrea în seara aceasta să te oprești și să zici Domnului, Doamne, oare nu cumva viața mea nu mai indică spre împărăția ta? Oare nu mai indică sufletul meu că eu sunt copilul tău? Am ajuns să fim indicatoare pe care să nu se mai citească nimic. N-ai vrea în seara aceasta, dumneata și cu mine, să-i spunem Domnului, Doamne, așa cum fac ăștia de la direcția de drumuri, ia indicatorul jos și începe-l jmirgluiește și dă toată vopseaua aia jos de pe el și începe să scrie din nou numele satului pe el și-l pune înapoi. N-ai vrea în seara asta să-L rugăm pe Dumnezeu, Doamne, mai pune-ți încă o dată amprenta Ta pe noi. Mai iartă-ne, Doamne, că am lăsat rugina să vină peste noi pentru 50 de euro, pentru 100 de euro, pentru un gând nebunesc al nostru. O venit rugina peste noi și nu se mai văd semnele că suntem copiii Tăi. De-aia nu mai avem nici puterea să le spunem oamenilor că Dumnezeu îi iubește. Că s-a pierdut amprenta de pe noi. Te-ai certat cu vecină, te-ai certat pentru o bucată unde să pui gardul, te-ai certat pentru nu știu ce. După aceea ai dat 1000 de euro să fie relația ca înainte. Dar pentru un cuvânt s-a prins rugina de tine. Pentru un leu, pentru o binefacere care nu trebuia să o accepți din partea unui om, s-a prins rugina de tine. Am fost odată la o înmormântare la Reșița, m-a sunat păstorul de acolo, ca să vedeți că noi de multe ori în viața aceasta, parcă când ne depărtăm de Dumnezeu, nici nu mai avem puterea să-L mărturisim pe Dumnezeu. Nu mai avem puterea. La biserică, da, venim toți, aici suntem, ne cunoaștem între noi, dar afară, Domnul Iisus a zis, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, la orice făptură. Noi suntem chemați
să se vadă pocăința noastră, nu înăuntru, că aici tăți, dar du-te să vezi în parcare, cum zicea un prieten de-a meu. O zis, nu-ți dă voie să ieși din parcare, este 6, zice, stăteam și eu să ies din parcare, nu m-a lăsat nimeni, până m-am băgat. Și era gata să mă claxoneze, să mă blițeze, de ce m-am băgat în fața lui. Dumnezeu ne cheamă să fim martori vii, epistole scrise când ieșim afară. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. M-a sunat păstorul de la Reșița, fratele Cipri Bârsan, odată și mi-a zis, Dani, zice, uite, avem o înmormântare. Zice, a murit un frate în Germania, vreo 35 de ani avea, era căsătorit și o zis, zice, pe sfârșitul săptămânii, zice, o să ajung acasă și zice, dacă poți să vii la înmormântare. M-am dus acolo, am plecat de acasă când a fost înmormântarea, pe drum mă sună și îmi zice, auzi, vezi că nu mai predici o oră, zice, predici numai jumătate de oră. Că zice, am avut ceva probleme la priveghi și zice, o să-ți spun când ajungi la înmormântare. No, bine, acum pe mașină mă gândeam de la o oră să tai la jumătate de oră, nu mai știam ce să aleg și cum să... Da, în fine. Am ajuns acolo, ieșiseră cu sicriu din capela mortuară, ieșiseră afară și se cânta o cântare. Am ajuns acolo, m-am dus în față, zice fratele Cipri către mine, Dani, fii atent, după cântare intri direct la predică, vezi că numai 20 de minute predici. Când am auzit, cum frate, 20 de minute? Zice, nu mai comenta, las că-ți explic după aia, zice, era să luăm bătaie. Ascultă-mă, în jumătate de oră trebuie să gătăm toată înmormântarea. Vă spun, m-au trecut toate apele și de pe drum și nu mai știam ce să mai reduc, cum să mai le explic oamenilor dacă... Zice, era să luăm bătaie, să ții minte asta, era să luăm bătaie, să nu depășești 20 de minute. Am zis, bine, am început să predic, în timp ce predicam după vreo 10 minute, am văzut de la sicriu, cineva din jurul sicriului, era un bărbat așa înalt, solid, s-a uitat la mine și mi-a făcut așa, în timp ce predicam, s-a uitat și a făcut așa, scurt, către mine și îmi face așa. Eu când am auzit, a început, vă spun, acum zâmbești, dar vă spun, a început să-mi bată inima aici în bărbie. Nu mai știam, deci nu mi s-a întâmplat așa niciodată. Nici în Oltenia când am fost, n-am pățit așa. Nu mai știam cum să-mi controlez pulsul, să nu mai îmi bată în bărbie, să mi-l reduc înapoi la... Vă dați seama, tiameni ăla nici măcar nu aștepta să gat predica, să vină să-mi spună ceva. El direct în timpul predicii. M-am controlat, m-am rugat, Doamne, ajută-mă cumva să am reușit, am dus 20 de minute, cea mai lungă predică care a fost. Nu știam cum să o gat mai repede. După 20 de minute am încheiat. În jumătate de oră s-a încheiat toată înmormântarea. Și la final îmi zice fratele Cipri, zice Dani, zic, ce s-a întâmplat? Zice, uite, fratele ăsta ce a murit, zice, s-a întors la Dumnezeu acum 10 ani de zile, împreună cu soția lui. Și nu a știut nimeni din familia lui că el e pocăit. Nimeni din tot neamul lui nu a știut că ei sunt pocăiți. Zice, până în ziua când a murit băiatul în Germania, când a murit fratele în Germania. Când a murit, soția lui a zis, stați puțin la familie, noi nu facem înmormântarea cu cei din lume, noi suntem pocăiți. Când o auzi maica sa, mama băiatului, când o auzi neamurile, scandal, probleme, toate lucrurile astea s-au întâmplat din cauza că un om a zis că s-a întors la Dumnezeu, dar nu l-a mărturisit pe Dumnezeu. Nu a avut puterea să-și asume riscurile. Nu a avut puterea să spună, da, eu sunt copilul lui Dumnezeu. O zis că face maică sa infart, dacă aude că el s-a bocăit, că ea era cu inima maică sa și uite că s-a trezit că a făcut el infart, a murit, fără ca cei din jurul lui să știe că el a fost întors la Dumnezeu. Știți ce îmi doresc în vremea aceasta? Să nu ne uităm la costuri, ci să ne uităm la răsplătire. Ioan Botezătorul nu s-a uitat la costuri. El s-a uitat la răsplătirea care l-a așteptat din partea lui Dumnezeu. I-a dus pe toți în pustie. Unii ziceau, du-te, Doamne, dacă ar fi intrat Ioan Botezătorul în vremea aceasta, în viața noastră, câți l-am fi crezut? Dacă ar veni Domnul Iisus, cum a venit în vremea poporului Israel, oare cât s-ar duce după el? Cât ne-am duce în pustiu? Cât ne-am duce să auzim cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți? Trăim într-o vreme în care nu ne dorim să ne asumăm riscurile. Domnul să ne ajute să ne uităm spre răsplătire. Când te uiți, când știi cine te răsplătește, când știi cu ce te răsplătește, ești gata să plătești costurile. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care le așteaptă Dumnezeu de la noi, știi ce mai așteaptă? Să fim indicatoare pentru împărăția lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost un indicator pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mai așteaptă ceva în seara aceasta de la noi și în vremea aceasta. Așteaptă o viață de smerenie.
Nici nu m-am așteptat să ziceți amin. Știți că e cel mai greu lucru care putem să-l facem în vremea aceasta? Nu mai predicăm de smerenie, adică putem predica de haine, putem, da, dar știți că mândria stă într-o atitudine a inimii. De acolo îți degradezi tot în exterior. Când ai, vă spun, poți fi om mândru cu Biblia în mână. Eu am întâlnit oameni care au zis, băi, ia vină încoace, ia zi, ce părere ai tu de subiectul cu tare? Îți dădeai seama când un om îți spune așa, îți dai seama că el deja știe răspunsul, dar vrea pe tine să te prindă la colț. Aici e mândrie sau smerenie? E mândrie. Un om smerit, știi ce spune? Frate, nu înțeleg versetul ăsta. Dar când el îți spune, auzi, ce părere ai tu de subiectul acesta? Știți cum a fost viața lui Ioan Botezătorul? Știți cum a fost viața lui Domnul Iisus? A fost o viață smerită înaintea lui Dumnezeu. Oportunități avea și Ioan Botezătorul. Oportunități au avut și Domnul Iisus să trăiască pe cai mari, să trăiască în opulență, să fie văzut de la depărtare. Domnul Iisus l-a avut pe tânărul bogat în mână, care putea să zică, trece aici în spatele meu, că ești numărul unu după mine. Dar nu, Domnul Iisus a zis, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ioan Botezătorul l-a avut pe Irod, numai dacă i-ar fi zis la Irod, Irod, parcă n-am mâncat de 3 zile, așa, parcă nu mai pot mânca lăcuste și miere, m-am scârbit. Imediat dădea drumul la catering să vină Irod pentru Ioan Botezătorul. Dar știți ce a ales Ioan Botezătorul? O ales să trăiască o viață smerită. Nu știu cu ce ești obișnuit în vremea aceasta. Să știți că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu bani. Dar te întreb, pe ce irosești banii tăi? De ce te îmbraci cum te îmbraci? De ce arăți cum arăți? Din cauza că suntem smeriți? Sau că ne place să ieșim noi în evidență? Ioan Botezătorul, știți câte lepădare de sine a avut? El a spus, eu trebuie să mă micșorez. Auzi, după 6 luni, când a început lumea să te iubească, când a început lumea să fie alături de tine, tu să spui, cu mine să cam gata. Toți ucenicii care i-au avut Ioan Botezătorul, i-au împins către Domnul Iisus. Eu a zis, nu după mine mereți după el. Știți că ne place să strângem exact ce spunea poezia, ne place să ne ridicăm statui, ne place să strângem oameni în jurul nostru, prin darul care ni l-a dat Dumnezeu, prin cântare, Domne, prin predică, prin poezie, ne place prin darurile care le-a investit Dumnezeu să strângem oameni în jurul nostru. Ioan Botezătorul, atâta lepădare de sine a avut, încât nu i-a lăsat pe oameni să se strângă în jurul lui. O zis, vine altul mai mare ca mine. Cum, mai mare ca tine? Există mai mare? Tu ești cel mai bun, Ioane! Tu ești cel mai grozav! Nu, nu! O zis, vine altul mai grozav ca mine. Și ăsta-i Domnul Iisus. Eu știți ce aș vrea? Mesajul din seara asta. Să nu ne strângă în jurul meu. Să nu ne strângă în jurul fratelui Moț. Ci în seara aceasta, mesajul să ne strângă în jurul Domnului Iisus Hristos. Să ne strângă în jurul Lui, că puterea nu-i la noi, ci puterea e la El. Slăvit să fie numele Domnului. Am fost undeva la niște neamuri în afara țării, niște neamuri apropiate și m-a dus într-un magazin, o zis că vrea să... Dana a fost cu mine atunci și vă poate spune mai detaliat ce vă spun eu, dar mi-a zis, uite, vreau să te duc într-un magazin să-ți cumpăr o cămașă. Zice, mergi la adunare și vreau să-ți cumpăr o cămașă albă. Eu am fost disponibil că îmi trebuie cămăși, că astea le uzesc cel mai tare și pantofii. Și m-a dus într-un magazin, am probat o cămașă, domne, extraordinar. O dau jos de pe mine și din obișnuință mă uit să văd cât e prețul. Știi ce scria pe cămașă? 400 de euro. Știu, așa am făcut și eu. Zic, te rog frumos, ia cămașa înapoi. O zis, nu, te rog, Dani, iau, eu o plătesc, nu contează, te-am adus aici, am știut cât sunt prețurile. Zice, te rog să o iei pe tine, ai nevoie. Zic, soră, n-am nevoie de așa ceva. Ești neam cu mine, dar nu am nevoie. Și-o zis, dar te rog eu, nu tu plătești. I-am zis, soră, dar eu nu sunt om de 400 de euro de cămașă. Eu zic, din nără, își mere și cu 50 de lei, dacă e faină, nu? Și uite, surorile zâmbesc, de ce? Nu merg alea, ele sunt cu prețurile. Ok, de 100 de lei, dar să dai 20 de milioane, el a dispus, o zis, frate, acolo vă trebuie, la biserică, hai să fie cămașa bună. Și am zis, nu, și am pus-o înapoi în raft. Am luat una, o ieftinită, dar bună, am fost mulțumit. Banii pe ce-i arunci? Cât de impecabil vrei să fie? Viața ta pe cine arată? Știți ce făcea Ioan Botezătorul? Se îmbrăca cu o haină de păr de cămilă.
părul de cămilă, haina de păr de cămilă e cea mai aspră haină din lume. Aia o luat-o pe ea. Noi tăi cu cocolino. Să fim cât în mai pufoși, să fim cât în haine cât mai bune. Dom'le, nu cumva să mănânci aceeași mâncare și a doua zi, așa-i? Îi spui, dom'le, s-o acrit. Nu, nu mai îmi place, nu-i gustul ăla. Nu vedeți că bunăstarea ne-a depărtat de Dumnezeu? Nu vedeți că binecuvântările în vremea aceasta ne-au făcut să ne depărtăm de Dumnezeu? Ne-au făcut în vremea aceasta să avem o părere înaltă despre noi și să nu-L mai arătăm pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu mare, ca pe un Dumnezeu puternic. Uite-te care au fost așteptările lui Dumnezeu de la tine și care sunt așteptările la care te-ai ridicat înaintea lui Dumnezeu. Cât te-ai apropiat de Dumnezeu? Început anul nou, 2020. Suntem la început de an. Cât te-ai apropiat la începutul acesta de an de Dumnezeu? Cât te-ai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu? Soacra mea are 80 de ani. Și până în luna august anul trecut avea citită Biblia de 4 ori. Biblia la 80 de ani. Biblia o avea citită de 4 ori. Vă spun, mi-a fost și rușine. Mi-a fost rușine. De 4 ori a avut citită Biblia. Tu cu ce te îndeletnicești? Care sunt lucrurile cu care ne îndeletnicim în vremea aceasta? Nu cumva ne-am depărtat de chemarea lui Dumnezeu? Nu cumva ne-am depărtat în vremea aceasta de așteptările care le are Dumnezeu de la noi? N-ai vrea în seara aceasta să spui Domnului, Doamne, ajută-mă pe viața mea să se vadă amprenta Ta. Ajută-mă să mă ridic la nivelul chemării care mi-ai făcut-o. Te-o ales Dumnezeu, ți-o dat Dumnezeu darul care l-ai, ți-l-o dat Dumnezeu, nu ca să te ridici tu, ci ca să se ridice El. Pentru că Dumnezeu este Cel ce mântuiește. Nu Dani Popa, nu oamenii din lumea aceasta. Cel care poate să adune popor lângă El, e Dumnezeu. Domnul Iisus este Cel care trebuie să fie înălțat în mijlocul nostru. În slujbele care le avem noi, în chemarea care o avem, trebuie nu noi să ne vedem, nu numele noastre, așa cum e numele pictorului pe tablou. Nu noi suntem pictorul, noi suntem numai ăia care transportăm tabloul. Pictorul vieții noastre. Și Cel care ne-a ridicat din pulberea pământului, din mizeria de jos, îi Dumnezeu. De aceea facă Domnul în seara aceasta, când se uită oamenii la noi, să vadă amprenta lui Dumnezeu în viețile noastre. Domnul să ne ajute să stăm în ascultare de El și Domnul să ne ajute să ne uităm spre răsplătirile care ne așteaptă. Ioan nu plâns din pușcărie să zică, nu, 6 luni, la ce m-am pregătit 30 de ani? La ce m-am pregătit 30 de ani? Să n-ajung eu numărul 1? Nu. O zis, numai atâta vreau să știu, sigur că El e ăla care l-așteptăm și o plecat liniștit. Știți ce-mi doresc? Să plecăm liniștiți în seara aceasta, că dorim lucrarea Lui să rămână. Dumnezeu își îngroapă slujitorii, lucrarea nu își îngroapă niciodată. Că nu sunt eu, ești dumetale, că nu ești dumetale disponibil, îi altul. Dumnezeu întotdeauna are slujitori. Domnul să facă nelim slujitori smeriți, să facă Domnul slujitori care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu și să facă Domnul toți slujitorii din Elim, toți frații și surorile, să ajungem la răsplătire în împărăția lui Dumnezeu. Amin.